Curaj TV, libertate în exprimare. Trăiește-ți libertatea! Bună seara! Să controlez dacă merge în scriere. Merge, la mine a apărut zapis. Da. La mine tot a apărut. În 10 Valentin Borodache, activist civic, reporter la Curaj TV, membru asociației Hyde Park, pentru care nu cunoaște. Vreau să vă prezint că astăzi avem o discuție împreună cu eu și toți la rând. Și aș ruga prima doamnă de aici, de la noi, de la această convorbire, Maria Olar, să pornesc camera, să vedem cât e de frumoasă pentru ziua de mâine. Bună seara, da. Bună seara. Am auzit Bună că seara. Mâine vreți să faceți un protest, dar acum ați fost la biliard de undeva. Nu, de la, cum se cheamă, că uitat, Nardi. Nu? De la Nardi, aha. Da, da. Bine, următorul tabără Ion. Ion, bună seara. Bună. Aha, îmi pare că iar n-ai sunet. Marcel Demnaru. Ce spui? Cineva nou la da, noi. Da, bună seara. Sergiu Gheorghiță, deja îl cunoști. Din București, Marcel Lemnaru este din Orhei. Am strâns tot Moldova aici. Eu sunt din orașul Orhei. Da, mai bună, eu mai fac unirii. Doamna Maria, iaca eu, fără supărare, te văd și singurul mă vezi pe Facebook și bravo, mă bucur de ceea ce ai făcut, adică acțiunile pe care le-ai făcut ieri. Mă bucur și urmările le-ai văzut, hotărârea Curții Constituționale. Uh-huh. Te-o dat în bară. Dar cu ce m-a dat în bară? Și. Înșeacă să te bagi într-un loc, știi cum. Dar ce să mă bagi? Eu m-am dus și am făcut real și este. Lumea era toată acolo după ajutor. E făcut real și este. Nu, da. Îți supăra. Dar eu nu mă supăr. Ascult la mine. Dar spuneți că tot te înțeles. Nu, discutăm realitatea. Hai, domnul Valentin, hai să discutăm despre situația actuală în Moldova. Dar să vorbim că te înțeles. Unde a fost Maria asta? Ei, Maria știe unde a fost ea. La forțele de muncă, dar de ce nu spuneți? La forțele de muncă. Ai fost la forțele de muncă. Două zile la rând, da. Două zile la rând. Da, și mă bucur de singur că ai făcut ce ai făcut acolo. Da. Acum și ne povesti. Și cum te-o dat în bară ieri Curtea Constituțională? Dar de ce m-o dat în bară? Ia stai o leacă. Eu și-am dat un zacon. Eu am dat o lege, eu am acceptat o lege. Fii atent. Da. Guvernul a emis o hotărâre oricare, așa? Da. Că să dăi careva indemnizații, ajutoare și mai departe, așa? Da. Și Curtea Constituțională ieri inversul a luat o schimbă în sâtul, că... Am ai răbdare să-ți lăburesc eu situația. Dacă nu te uiți cum scade sau nu vezi. Eu am auzit, stăteam seara și am auzit... Nu, ai auzit sau ai văzut? Ascultă-mă pe mine, Ioane. Da, eu te rog frumos, ai răbdare. Eu stăteam seara și am ascultat cum vecinul meu îmi spune... Că uite, s-a dus o rudă de-a mea și a primit indemnizație 2700 de lei. Și, măcar 2700, dar-s bani. Da, de acord, mai departe. Asta, stai o leacă, ai răbdare, te rog frumos, da să-ți povestesc tot cum este. Și uite filmulețul încă o dată și uite a doua zi încă o dată. Eu zic că am întrebat. Auză, Maria, ce să mă uit dacă ai de acum vreo 70.000 vizualizări? Dar nu știu, voi face. Om de Dumnezeu, dai și ascultă-mă, ai răbdare, te rog frumos. Eu m-am dus precum eu stau la forțele de muncă. Ascultă-mă pe mine.
Eu stau la forțele de muncă. Mă înțelegi? Da. Zic, de ce să nu mă duc și eu să îndeplinesc toate foile și ele care există, să-mi dă și mie 2700 de lei. Și al eu, pe fișorul meu, ascultă-mă pe mine până la urmă, al eu, pe fișorul meu, care a lucrat legal la stat, tot, și are ordinul de concediere. Tu ai văzut lista de foi care trebuiește dată la dânsii, la forțele de muncă. Lista de concediere. El își e, el, astea, ordinul de concediere, el își e ordinul de concediere, își e tot, și îi spun, deși nu te duci tu să te aranjezi la forțele de muncă, să-ți caute alt lucru, precum lui fișorul meu, eu deschis viza pentru America pentru 10 ani. El nu a dovedit să ducă, să plece în America, nu a dovedit. Și a rămas în Moldova. Și îi spun, tu ai ordinul de concediere, tu ai tot legal, hadim la forțele de muncă să stai în rând, să-ți dai 80% din leafa ta care tu ai primit-o. Așa este legea la Moldova. Corect, mă duc cu fișorul, mă duc eu, precum eu stau. Eu în martie m-am pus la forțele de muncă. În martie, pe 2 martie, 8, 3 martie. Nu contează, așa. Nu Domnule! Valentin, ceva a dispărut, doamna Maria, acolo. Dar ceva la dânsa internetul. A dispărut între Alex. De ce? Eu m-am dus cu fiorul împreună. Și am întâlnit acolo lista de acte care trebuie să le depui. Și am spus, deși tu nu le depui pentru că ai plătit contribuții la stat, tu trebuie să-ți iei 80% din leafa ta. Acum stai fără lucru, acum e momentul care tu trebuie să te aranjezi. Nu ai încotro, trebuie să te aranjezi. Și el a fost de acord. Noi am întâlnit lista, ați văzut lista, eu am publicat-o. Am cerut foi. Băi, dați-ne foi, dar dimineață tare, înainte de a ne duce acolo, la ora 8, eu am intrat pe e-mail și el a intrat pe e-mailul lui, am intrat la forțele de muncă, pe internet, pe e-mail și am trimis cerere. Mă auziți? Da, am trimis cerere pe e-mail. Răspundeți, pentru cine să dau și 2700 de lei, e corect, să dau, nu să dau, nu răspunde nimeni nimic. Pe telefon am telefonat cu o zi mai înainte, pentru că vecinul meu ne-a spus că o rudă de-a lui a prăinit 2700 și apși. Îți puțin bani, dar măcar tot îți ajută ceva să trăiești, să supraviețuiești. Când ne-am întâlnit acolo, ușile închise, și de poliția, nu se înțelege nimic, am întrebat de unul de altul, nimeni că nu știe, deja au primit foi, deja nu mai primesc, ora câte, dar am îmblat să mă înțelegeți corect. M-am dus întrebând unde se află forțele de muncă, la Metropolitul Varlam 90, închis. Adresați-vă la altă stradă mai jos, columna 106, cabinetul 22. M-am dus acolo, închis, nici un telefon, nimic, sunt telefonul și ala, închis. Mă duc la Ministerul Sănătății, nu, mă duc la Vasile Alexandri 1. Acolo este forțele de muncă, unde agenția centrală, pe Moldova. Mă duc acolo, închis, mă duc la Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății mă trimite înapoi pe drum, pe ușa și lantă la Vasile Alexandri 1. Iar trec acolo, iar trec drumul, iar mă duc. Până în sfârșit am găsit 53. Când am ajuns acolo, am văzut că este un câr de lume, lumea deja știe, dar eu nu știu nimic. Pentru mine asta a fost, mă rog, eu nu mă interesează, dar a fost mai mare problemă, a fost să arăt lumii cât am și eu, eu stau la lista la forțele de muncă, plus am fișorul care este legal, și toate actele în regulă, ca să stai la forțele de muncă. Când ne-am dus, nică, blocate, zero, sistemul e blocat, nimeni nu iese, nimeni nică nu spui. Și deși să nu fac eu online, să văd de lumea ce se întâmplă, așa am făcut, oameni buni, statuleacă, oare nici 10 noi, dar ei deja spun că foi nu mai sunt, că am primit 500 de cereri, ne ajunge, nu are cine lucra, statuleacă, dar cum așa, dar cum lucrează în Italia pe coronavirus, dar cum lucrează în Germania? Doamne Maria, vă rog. Și mai scurt, eu să fac live, oameni buni, uitați-vă, Dodonul a spus că de 2775 este lista
să scrie pe listă actele, poftim, dar nu mai primesc documente. De la nimeni acte nu primesc, nimeni nu răspunde, nimeni nu iese, telefonul nu se răspunde, sistemul e blocat. Și vreți, sunteți prea mult în rând, dar statul Leacă, este un Chișinău întreg, așa e o Moldovă întreagă. Voi v-ați asumat înainte de a răspunde la lume, că dați 2775. Cum ați vrut? Primați și inăvălit, lucrați, aveți agenții, aici e statul, oamenii au lucrat legal, dați-le banii. Pentru statul se dă, chiar cât de mizer, dar să vedem cum se dă, dar să știți că nu se dă banii. Dar... Și de-aia lumea a prins să scrie comentarii, dar nu se mai dă nică, dar voi credeți în Dodon, dar ședeți acasă, dar și căutați bani. Dar ce să noi căutăm dacă tu ai plătit la stat contributele legal? De ce să nu ții pe timpul de 3 luni de zile care se dă, când toate statele normale se dă, mai ales pe timp de criză. De ce să nu dai? Și eu am vrut cu live-ul să arăt la lume că nu se dă nimic. Și a doua zi a blocat. Ați văzut? A doua zi a blocat tot și imediat Curtea Constituțională a spus că nu mai dă la nimeni nimic. Nu, că asta e. Cu și m-a dat cu mine în bară. Eu nu m-a dat cu mine cu nimic în bară. Eu am acte legale. Eu am tot legal. Asta e. Statul ne amăjește și Dodon își șterge picioarele cu noi și în coronavirus tamană iese să șteargă de noi picioarele cum poate, înțelegeți? Asta-i. Poporul tașe. Ei s-au, acolo mulți m-au recunoscut, sunteți doamna Maria Olar, da, lumea a început, dar știți cum, polițistul a început, țineți 2 metri, țineți 3 metri, tăți măști, care cu măști, care fără măști, și au făcut live-urile cum este situația, la moment, uitați-vă și este. Nu sunt acte, nici oară 10 nu, și deja nu mai iau acte, iau cereri 500 și nu mai are cine lucra. Ia că, uitați, la 500 de cereri, dar zic statul ăla că să ne vălească aici un câr de oameni, dar la e-mail, blocat e-mail-ul, încă m-a ajutat acolo foarte mult lume, le-am ajutat, că lumea nu știe să intre pe e-mail, nu știe să le trimită documentele, m-a ajutat să fotografieze, să le trimită pe e-mail, că eu dat așa de multe e-mail-uri acolo, că nu se mai înțelege nimic acolo și și totuși, fiorul meu a pus actele prin e-mail și chiar neinteresant. Asta-i dă-i, asta le accepte, nu asta le accepte. Chiar neinteresant. Și-am să arăt la lume în continuare. Am să lupt în continuare, pentru că el a plătit, el a lucrat în America un contract din Moldova cu Germania, prin America, știți cum, și-a plătit tot legal, tot, are tot ordine de concediere, tot cum trebuie. Nu că m-am dus eu la stat și dă-i 2.800 de lei. Trebuie să dă la toată lumea, dacă trebuie să dă că ei au alocat banii ăștia. Și ce-au făcut? Și-au zis că e neconstituțional și ei și-au spus Dodon și gata. Și iar de nou, în ce stat trăim noi? Asta e groază, de tot ce v-am spus. Ne blochează aici din Leningrad în anii și e că asta e. De ca musara eu avut, iar de nou lume spune, nu-s bani, se termină banii și ar să facă lumea. Zice, gata, nu mai avem bani. Pe un când le zic, odihniți-vă, oameni buni, știți cum, o lună de odihnă, stați, odihniți-vă, într-adevăr, ați muncit, deci da, noi ne odihnim, dar fără bani. Cum să ne odihnim? Asta-i. Eu socot că eu n-am, cum, care și cum socoade, care și cum, cum e că este un om din Germania, eu îl urmăresc foarte mult, Nicolae Grăjderu, și-a zis, măi, dar măcar voi ascultați și spune doamna asta, măcar ascultați-o, dacă voi mulți nu înțelegeți, măcar mai ascultați-o încă o dată și vedeți, femeia să vă arată realitatea, dreptatea vă arată. Încercați ca dânsa să vă dă dreptate la angajarea forțelor de muncă. La noi, Republica Moldova, foarte rău sunt dezvoltate forțele de muncă. Noi tot de când ne-am mutat, tot ne-am început a angaja la angajare forțelor de muncă și tot ne ducem, să ne cătăm de lucru și tot nu ne-am mai găsit. V-ați înregistrat oficial acolo la Orhei sau încă nu? Da. Avem de când ne-am mutat, noi tot îmblăm. Am de-am vreo 3 ani de atunci, nu? Da, și nici un rezultat nică. E corect. Facem o adresare, Marcel, sau tot, sau nu măcar unul dintre voi, să facem o adresare, să zicem, iată băieți, caută de lucru, cine le dă de lucru? Eu de câte ori am discutat cu directorul angajarea forței de muncă, au zis că am să revin cu un apel și nu am mai revenit. Hai să facem nu apel, un apel online, public. Da, public trebuie făcut, corect. Și
Pe mine subiectul ăsta mă doare. Eu foarte mult aș vrea ca să ne întâlnim și să ne ducem la ei și să discutăm despre... Ce să ne întâlnim? Eu sunt la București, Valentina e la Briceni. Eu pot să mă duc până la urchid. Facem interviu și gata, ce trebuie să ne întâlnim. Da, Maria, eu mă duc până la urchid, facem live. Du-te, Maria, poate ne duci o lecă de deficituri. Dar pentru ce îți duc la Orhiei acum pe timp de pandemie? Stați și folosiți tehnologie. Păi nu am... Oameni buni, mai îmblați pe drumuri atât și răspândiți COVID. Ajunge când blă pocheș cu... Și eu dau unde pe lângă popa. Da, îmblat hai cu și încă știi laud. Astea două subiecte pe mine mă interesează. Foarte mult. Toate drepturile omului sunt ale voastre, inclusiv niște drepturi suplimentare. Da, dar noi nu avem niciun, cum suport. Să spun, suport. Da, un suport oarecare nu avem. Nici din partea instituției nu avem. Da, da, corect, nici din partea instituției, pentru că eu am fratele invalid și tot așa, eu știu. Eu cât lupt și din s-a spus la urmă, tu ești bogată și țineți-l tu pe frate. Da, e corect, da, eu știu. Da, păi eu m-am dus, stați un pic, eu m-am dus aici la magazinele astea mari, la Fedesco, la Fago, da. Zic că aveți locuri vacante, dar eu zic că da, avem locuri vacante. Zic, iată, eu vreau să fiu ca supraveghetor, să... Mă, uite, cine vine, cine iese, cu ce iese, cu ce se duce, poate să nu fure ceva. O zis că noi de ăștia nu vrem să nu ne stricați imaginea și noi de ăștia nu dorim. Oho, chiar așa o zis? Da, da. Eu... La Fidescu? Dar pe eu trebuie sesizat Consiliul pentru Nediscriminare. Poți să obții niște probe sau erai cu cineva martor? Și la Fagur tot așa. Aveai pe cineva ca martor sau poți obține probe? Da, am fost cu persoana de sport, dar persoana de sport s-a dus și a cumpărat produsele și eu am rămas la intrare. Și discutai? Da, vă aud acum. Și am discutat cu paznicul și el a zis că noi de ăștia nu dorim, că să nu ne se strice imaginea. Da, Marcel, am înțeles, ai discutat cu paznicul. Ei, paznicul poate spune și tâmpenie, eu credeam că ai vorbit cu vreun manager. Ia încearcă cu vreun manager. Eventual și cu telefonul încă în ureche, așa, și pornit reportofonul, știi? Tu ca adică asculti muzică, dar din coa și pornit reportofonul și microfonul tău e aici, nu? Dar nu știu. Și că vreau să mă angajez. Să vedem ce o să zică. Dacă o zică managerul așa ceva, atunci e foarte grav. Îi dăm la Consiliul pentru Nediscriminare, Oleg, să constată abaterea. Oleg, ia-mi să întrimesc, te rog. Eu nu acolo cu câinele. Hai că am de tăietă-te noapte aici. Și e ca așa. Și dacă, nu știu cum cine să spun. Cine o servit și cu idine. Vreau, dacă mai sunt oameni de bună credință, vă rog frumos, întăți sufletul, ajutați-mă cu niște bani oarecare. Da, Alex Unișu, pierdută este care era. Acum și-o să intri, cred că ceva. Valentin, mă auzi? Da, da. Zic, care dorește și care poate... Și cred că poate... eu să doilea plăhătniuc orice. Nu că plăhătniuc. Adică o capeică. Cât de puțin, dar măcar să fie pus în cont. Oh, 50 de bani, e bun? E bun și atât. Nu știu, ne-a primit leafa, Sergiu, dar tu te adresezi la mine. Domnul Sergiu, dacă mă aude... E că el chiar de bani. Spune pe cont. Pe contul bancar. 50 de bani, dar vă și strălucesc. Marcel, sunt bogățesc cu leac, am și eu leac probleme. Gândește-te, eu fata nu ne văz 2 ani, Marcel. Și el cum mai este acum? Bani, nu Sergiu, ui. Că să plece în Italia. Nu, și plec conform legislației. Fac documente, dar nu e legal, întreb. El trebuie să angajeze un avion charter de o persoană. Ну, я терминую, там, с Ешеди Наиса, с Маупук, где Букурешку, на адвокат, с Римасик Сторин Италия.
Să-mi dai răspunsuri oficiale. Dacă-s Maria. Maria, eu vă aud foarte bine, dar nu mă auziți, da? Vă aud? Nu, Am un vă auzit. Avem 5 minute ca să o convingem pe Maria mâine să nu iasă la protest. Să nu ies la protest? Da. Dar eu zic invers. Eu aș zice într-un fel oarecare, hei, de dorit să iasă lumea și să scoată dreptate și bucățica. Pe așa timp... Mâine n-ați scoate nimic pentru că asta e legea și mâine n-ați... Da, nici nu îndrăzniți. O să vă faceți niște probleme, că pot să vă aresteze chiar că șamienda. Valentin, dar poți ajunge cât o răbdat poporul, nu? O răbdat, dar nu în așa timp. Acum poți să mă lipsești pe mulți. Eu și așa mă gândesc, nu l-am o lipsit ieri preot ori preot pe mine. El încă da să-i sărut mâna, dar nici nu știu când mi-a apucat mâna și salut. Dar eu am în cameră pornit, dar nici n-am vrut să stai fragmentul. Zic, dacă real, real. Oleg, ne auzi? Nu ne aude. Doamna Maria. O rămas minute. Eu vreau să vă întreb. Și dacă aveți un copil de gradul întâi, da? Ce pensie are? Am un frate, am fratele de gradul 2. Are 303 lei. 303 lei are. Cam puțin de tot. Da, de tot puțin. Și 120. Hai să o convingem totuși pe Maria, cu rămas 3 minute, eu n-am să mai fac o conferință. Fiindcă mâine e tare, nu-i de treabă să ieșiți. Și o să torc pentru like-uri să ieșiți, să vă faceți un filmuleț. Mă duc să fac un filmuleț. Eu mă gândeam zăcacoșa și spun, Doamne, iertați-mă, oameni buni care v-a invitat la protest, măretân, ședeți acasă. Dar vă gândiți că ar să iasă lumina, ar să iasă. Doar pe mâine, sâmbătă, duminică, doar ei, tot troleibusurile nu o să meargă nică, transport nu o să nimic. Cum nu o să iasă? Ați făcut atâta publicitate, eu ne-am gătit și eu un buzdugan, virtual. Dar voi gândiți că moldovenii ori scadă în genunchi, ori scoală din genunchi? Nu scoală. Nu se scoală moldovenul din genunchi, da. Așa el, stă în genunchi. Moldoveanul de ce a plecat de la noi din țară? Că la noi țara nu-i dezvoltată. Da. Și el mai gine pleacă, decât să aibă probleme, el mai gine pleacă, mai gine duce, mai gine... Da. Vrem părere domnului Oleg. Este? Dar nu-mi pare că el a ieșit la telefon să vorbească și nu. Da, el e la telefon și n-a să mai... Da, vorbește. Ei bine, îți vorbi eu pentru că noi suntem de o părere. De orice suntem tare pentru proteste, dar de data asta vă zderjaimță. Suntem împotrivă, da? Da. Așa dar eu s-o pot că n-ar să iasă lumea. Uite, eu am să mă duc și să vă fac un filmuleț să vedeți că n-ar să iasă lumea. Da. Curaj TV. Libertate în exprimare. Troieștiți libertatea. Lumea panicată, cumpără mâncare, fasole, orez, făină și parizer, grupa mare. Nu cumva se prindă boala coane pe stomac cu gol, bagă-n ei până o să moară toți de la colesterol. Oh. Ah, caixa.